Artistica românească este în doliu. Alexandru Tocilescu, unul dintre cei mai mari regizori ai noștri, s-a stins aseară la Spitalul Floreasca. Avea 65 de ani. Se pare că moartea artistului a fost provocată de o supradoză din medicamentele pe care acesta le lua pentru a-și trata problemele cardiace vechi. Alexandru Tocilescu a câștigat 3 premii UNITER. Unul pentru întreaga carieră, unul pentru cel mai bun spectacol cu piesa O scrisoare pierdută și cel de-al treilea pentru regia peliculei O zi din viața lui Nicolae Ceaușescu. Alexandru Tocilescu are deja o stea pe aleea celebrităților din capitală, la fel ca multe alte personalități ale scenei românești.